Dezastru pentru Cristi Vocea, s-a ce IT degeaba în fața judectorilor. Magistracii de la judectoria sectorului 4 au decis să resping cererea de eliberare condiționat din închisoare a fostului financator al clubului Dinamo, Cristian Borcea, care execut la penitenciarul Cilava o condamnare de 6 ani sublinierei 4 luni primit în dosarul transferurilor din fotbal. Iată minuta ediniei de judecat. În baza articolului 587C, Pen. Rap. La articolul 59C, Pen. Din 1969 sublinierei articolul 5 alin. 1, C. Pen. Respinge propunerea de liberare condiționat formulat de Comisia privind acordarea liberării condiționate din cadrul penitenciarului București Jilava privind pe condamnatul Borcea Cristian, în prezent deținut în cadrul penitenciarului Jilava aflat în executarea pedepsei de 6 ani și 4 luni închisoare aplicat prin sentința penal numărul 238 pe 2012 pronuncat de Tribunalul București. În temeiul articolului 587 alin. 2 CPP fixează termen de reiterare la data de 2608.2018. În baza articolul 275 alin. 3, C. Proc. Pen. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuncat în subliniere din public astăzi, 0205.2018, au scris magistrai. Avocata lui Borcea, Alice Dr. Ghici, a explicat în sala de judecat ce fostul financator al clubului Dinamo îndepline subliniere pe toate condițiile pentru a fi eliberat condiționat, apeletiv prejudiciul reținut în sarcina lui subliniere i-a executat o mare parte din pedeapsa primit, respectiv 4 ani subliniere i 2 luni. Alice Dr. Ghici a spus ce Borcea a când subliniere tiga 385 de zile ca urmare a muncii prestate în penitenciar, a primit recompense subliniere și nu a fost sancționat. Lipsa oricărei sancțiuni în penitenciar înseamnă dorința unui om să se reabiliteze. Doresc să corelez starea medicală cu seferuința în muncă. Înainte de a fi încarcerat, a suferit o operație gravă. Din momentul în care a fost încarcerat, a muncit permanent. Azi, lucrează în regim deschis fără supraveghere. Nu e corect ca un om care a peletit prejudiciul să fie acuzat ce folose subliniere-te de asta ca un tertip. Este un om corect. Alcin culpaci trim sublinierei în judecat nu au peletit un leu. Privarea de libertate este foarte grea, a mai spus avocata.
de cealaltă parte, procurorul de subliniere din a cerut respingerea cererii de eliberare condiționat depus de Borcea, susținând că acesta s-a folosit de împrejurări pentru a încălca legea, iar faptele comise sunt extrem de grave. Regret faptele comise. Îmi pare rău pentru familie, sublinierei copii, pentru ce i-am expus la sublinierea ceva, a spus Cristian Borcea. Borcea a mai făcut o încercare de a ieși sublinierei mai devreme din închisoare, însă în octombrie 2017 Tribunalul Ilfovi a respins cererea de eliberare condiționat. În martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani sublinierei 4 luni închisoare în dosarul transferurilor, alturi de alți subliniere apte reprezentanți ai fotbalului românesc. Potrivit DNA, faptele se vâr subliniereite de cei 8 oameni din fotbal au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului, sublinierei de peste 10 milioane de dolari în dauna a 4 cluburi de fotbal, o parte dintre banii obținuți din transferuri fiind sepelați prin intermediul unor firme offshore.